găsit. Unele călătorii sunt frumoase, alte călătorii ne schimbă viața, iar altele de-a dreptul ne redau viața. Acesta, din urmă, este și cazul invitatului nostru, domnul Raul Giura, care a avut parte de o asemenea călătorie absolut specială și care, în prezent, în urma redării vieții și schimbării vieții sale, este un om extrem de implicat în niște domenii extrem de solicitante. Voluntar al Fundației Clujene Rescue de misiune în penitenciare, misiune creștină, și coordonator al unui grup de sprijin pentru alcoolicii anonimi, tot în Cluj-Napoca. Așadar, acest aventurier alături de noi astăzi, domnul Raul Giura. Domnule Giura, ce spun oamenii sau ce cred sau vă cred oamenii când le spuneți că ați trecut prin moarte clinică și că ați văzut ceva de dincolo? Acum, sau spun că sunteți nebun? Acum, eu am avut în ziua aia două echipe de medici. Au fost cei de la urgență care au venit primii la mine acasă și ei mi-au confirmat diagnosticul de deces. Deci eu am băut o travă foarte puternică, am băut cianură de potasiu în ziua aia. Aveam pregătită de mult, o să vă povestesc cum am ajuns în acea fază. Și nașul meu, care era director la Spitalul Clujean în momentul ăla, care a fost, era nașul meu de și de botez și de căsătorie, a zis că să încerce să mă resusciteze. Și m-am dus la spital, încercat resuscitarea și atunci, după o perioadă, a doua echipă de medici mi-a declarat deces. Deci de două ori într-o zi mi-au fost completate actele de deces. Deci cei de la urgență au spus, chemați medicina legală, că omul e mort. Nu m-au transportat nicăieri, a venit a doua salvare care m-a dus la spital și acolo mi-au declarat din nou decesul și am fost dus la morgă. Eu m-am trezit la morgă. Eram dezbrăcat, aveam o etichetă la degetul de picior care scria deceda la ora cutare, ziua cutare și... O imagine cu care suntem toți familiari din filme. Da, și aveam și trasate liniile pentru autopsie pe mine și eram pe o masă de inox și îmbelit cu un cearceaf. Și când m-am trezit, mă tot gândeam, de ce mi-a pus ăștia cearceaful peste cap? Și când m-am mișcat, era o femeie de serviciu care a observat că și-a fugit și-a chemat medicii. Ei au tot insistat să rămân, nu știu, explica fenomenul și eu n-am vrut să... Mă simțeam perfect, când m-am trezit la viață, mă simțeam extraordinar de bine. O să vă întreb cum vă explicați dumneavoastră fenomenul, dar haideți mai întâi să vedem povestea din spatele momentului ăstuia incredibil. Da. Cum ați ajuns la... Ce ați spus că aveați cianura? Cianura de potasiu. Așa, cum ați... Ce a fost înainte de momentul cu cianura? Eu imediat după Revoluție am venit niște prieteni din Statele Unite și am discutat cu ei și mi-am întrebat cum pot să câștig cât mai repede bani, că asta m-a interesat. Și cât mai mulți, nu? Cât mai mulți și cât mai repede și aveam o activitate deja înainte de Revoluție, aveam un atelier de tinichigerie, vopsitorie, mecanică și ei zice în America, ca să te îmbogățești repede, vinzi ceva care creează dependență. Zice, cel mai rapidă îmbogățire, ți-o aduc drogurile. Da, zice, e prea riscant. Și zice, gândește-te la ceva care e permisiv, care permite societatea, adică la țigări, la alcool. Drogul meu favorit fiind alcoolul. A, încă zis, de atunci? Da, aveam o problemă cu alcoolul, încă nu era așa gravă, dar aveam o problemă de dependență de alcool. Am fost crescut într-o, bunicii mei eram într-o regiune viticolă și am obișnuit să beau de foarte mic. Probabil și cei din familie consumă. Da, la noi nu se prea bea apă, adică se servea vin la masă, nu apă. Cum povestesc, asta fără glumă, nu? Da, povestesc pastor în biserică că nu-și lasă copiii la întâlniri, că să nu bea copiii nici măcar șampanie fără alcool. Și am zis, eu râdeam și zice, ce râzi, Raul? Zice, păi eu mă duceam la cheful ca să beau apă, ca să fiu la vin. Și... În fine, m-am gândit ce deci să fac. Deci alcoolul ați constatat atunci că ar fi cea mai bună soluție de afaceri. Da, m-am hotărât pentru alcool și am deschis primul restaurant în Cluj, atunci pe Calea Turzii, era cu restaurantul Colibri, care a mers cu câțiva ani de zile, am închis o oră, am mers 24 non-stop. Și după aia am făcut o fabrică de alcool.
Am făcut o întrohală aici la Cluj și am văzut că tot timpul erau în control cei de la financiar, cei de la sanipit, cei de la poliție, cei, toată lumea venea pe rând și am zis hai să fac o fabrică mobilă. Adică am antrenat o echipă de oameni care demontau și încărcau în două tiruri, cam în 45 de minute durea o parte și cam într-o oră ceva era dispărută fabrica. Deci aveți o firmă competentă, oamenii da, se mișcau rapid da. Și eficient. Și mă mutam cu ea dintr-un județ în altul. Bineînțeles că lucrurile au început să... Financiar mi-a mers extraordinar de bine. Într-un an de zile am făcut $1,000,000 și aveam un viitor strălucit din punct de vedere financiar. Și, pur și simplu, la ora aia nu m-a interesat nimic altceva. Eu eram Dumnezeu, nu aveam nevoie de... Eu îmi făceam planul, eu eram interesat de rezultate, eu decideam ce se întâmplă și cum se întâmplă, deci nu... Ați avut succes și înainte ca sportiv, apropo de performanțe? Da. Am jucat în lotul național de rugby, am fost rugbist și am terminat Institutul Politehnic, dar... Lucrurile s-au agravat din cauza că cei care au prietenii mei din Statele Unite nu mi-au spus că dacă faci o afacere în domeniul unui drog preferat, să nu cumva să cază în dependența asta. Și eu am, chestia la mine s-a precipitat, am devenit din ce în ce mai dependent de consumul de alcool, beam aproape zilnic, beam cantități mari. Lucrurile totuși mergeau foarte bine, dar bineînțeles că... Dar funcționați și dacă... Beați alcool? Da. Conduceam permanent, eram sub influența alcoolului și când conduceam aveam o sticlă de vodcă, aveam și o lavă. Mintea limpede să faceți afaceri? Cât se putea de limpede, pentru că dacă nu ai, ești influențat de drogul ăsta, pur și simplu nu prea mai remușcări sau poți să faci... Da, nu, te gândeați bine din moment ce făceați bani. Da, deci... Puteam să beam un litru de vodcă fără să am mare lucru, nu aveam probleme. Da? Și am început să am probleme cu familia, am început să ajungă lucrurile la scadență. N-am vrut să intru în politică, deși mi s-o propus de mai multe partide. Aveam banii necesari ca să-mi cumpăr un post destul și protecția lor, dar n-am vrut absolut deloc. De ce? Nu știu de ce, dar de anumite lucruri m-a ferit Dumnezeu. Niciodată nu mi-a plăcut, de exemplu, fumatul, niciodată nu mi-a plăcut politica. Aveam o atragere spre crima organizată, deci eu preferam crima organizată. Îi consideram cu mult mai corect decât... Interesant. E aceeași mafie, dar mafia politică o consideram cu mult mai perversă și mai decăzută decât mafia, decât crima organizată. Chiar am participat în Sicilia la o conferință a lui Totorino și am fost uimit. Ce aproape omul ăla cunoștea Biblia extraordinar și că trăia ca un ascet. Trăia pe munți, prin munți, se muta de la... Era un om extraordinar și cum îi certa pe cei care... Pur și simplu, și curvia. Și pe unul a dat o decizie de condamnare la moarte pentru unul care a furat un ceas într-un magazin. Deci era extraordinar de corect din punctul ăsta de vedere. În anumite privințe. Da, anumite privințe. Bineînțeles, nu vreau să iau niciun elogiu. Și eu n-am... În fine, ceea ce e important, că la un moment dat am început să intru sub atenția procuraturii și a poliției și din cauza faptului că nu mai mă bazeam pe producția din țară pentru că cererea era imensă și am început să aduc de afară și am început să aduc cu cisternele, după ce aduceam cu vagoanele și am început să practic o evaziune fiscală de nivel mare și scria în ziare la ora aia mafia alcoolului, jura, mafia și... V-ați făcut un nume. Da, un nume foarte rău. Și... Nu, eu nu aveam niciun fel de scrupule, nu mă interesa, nu... În continuare vă interesau banii. Da, numai banii și succesul. Puterea, banul și asta era. Dacă ai bani, cumperi orice. Numai că ați spus că din prieten foarte bun alcoolul a devenit un stăpân. Un stăpân nemilos. Și în momentul când am început să am probleme, am început și să beau din ce în ce mai mult. Țin minte că prima dată soția m-a părăsit, a spus alege, ori...
prietenii tăi și bețiile și prostiile care le faci ori familia. Și eu n-am ezitat absolut deloc, mi-am părăsit familia și am continuat pe panta asta de... Eram într-o cădere liberă, practic. Și în momentul când am început să fiu cercetat de procuratură, deja se strângea lațul și știu că am dat o sumă foarte mare atunci la poliție, mi-au cerut vreo 4 miliarde de lei sau nu știu cât mi-au cerut la ora aia. Știu că am plătit suma respectivă ca să pot să scap de pușcărie. Aveam o grămadă de capete de acuzare și trebuia să stau angrei după gratii. Am plătit și am avut noroc că colonelul care a instrumentat cazul meu a făcut infarct și a murit, a apucat să primească banii și să aranjeze lucrurile. Să aranjeze lucrurile, procurorul de caz cred că și-a luat partea lui și în orice caz ei planul care l-au făcut a mers extraordinar de bine. Cineva oricum a fost arestat, a fost cineva care știa acest lucru și a luat asupra lui. Dar indiferent că am scăpat de pușcărie, lucrurile mergeau foarte, foarte rău și am pierdut, pierderile financiare erau foarte mari și căderea mea morală era extraordinară și în orice caz, la un moment dat, am decis să mă sinucid, pentru că nu mai vedeam niciun rost. Nu mai vedeam nicio ieșire. Era lațul prea aproape de gât, cum am spus. Da, eram stresat din toate părțile și nu numai, nu mi-era atât de frică de poliție și așa, mi-era frică mai mult de cei cu care lucram și care trebuia să le datoram sume mari de bani. Și, în orice caz, am luat decizia să mă sinucid. Într-o seară am venit acasă și aveam pregătită deja. Pe vremea Ceaușescu, înainte Revoluției, am lucrat la prospecțiuni geologice la IPEC și aveam acces la o travă, la o ceanură. Deci aveați pregătit acasă? Da, aveam pregătit o sticlă și am luat și am băut și bineînțeles că imediat am luat tomograf fulgerător. După ce am făcut analiza de laborator, eu a spus, nu trăia nici măcar băută. Și dacă ți-a atingea pielea tumora, tot era deconcentrat. Ezitări și regret sau regrete n-ați avut? Nu, nu aveam niciun fel de regret. Am luat decizia asta, am băut ceanura și e interesant ce s-a întâmplat după aceea, pentru că în momentul când am murit, practic, am părăsit trupul și mergeam într-un loc care era din ce în ce mai întunecat. Era, la un moment dat, aproape că puteam să pipă. Și știam că mă duc într-un loc malefic, groaznic, urât, rău. Practic, mergeam spre iad. Și erați credincios? Adică n-ați spus, n-ați mai pomenit nimic de Dumnezeu? Eram de religie romano-catolic. Și bineînțeles că a fost obișnuit de mic să practic ritualurile. Adică mergeam din când în când la biserică, mă mai spovedeam, mă mai... Făceam lucrurile alea. Eram ca un reflex care am fost crescut în felul ăsta și făceam lucrul ăsta. Cam atât? Dar nu mi-oferea nimic. N-aveam, nu știam ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu sau să... Și... dintr-o dată, la un moment dat, în căderea asta mea, că pur și simplu era o cădere, au apărut două ființe de lumină, care au venit unul la stânga și unul la dreapta. Și m-au ridicat în sus, pur și simplu. Și am ajuns în lumină. Am ajuns într-un loc extraordinar. Când am ajuns în lumină, era o pace, o liniște și o serenitate extraordinară. O stare de bine nemaipomenită. Și după aceea mi-am văzut viața mea. Absolut cu lux de amănunte tot ce am făcut în viața mea. Și ce a fost foarte interesant, că am văzut-o din ambele perspective. Aceea mea, a celui care am acționat, am simțit toată suferința și durerea celui asupra căruia am acționat într-un fel sau altul. Bine, la poliție am și un dosar foarte gros cu violență și toate s-au rezolvat amiabil că am plătit. Na, dar am simțit toată durerea celor persoane și tot răul care l-am făcut și a fost ceva uimitor. La urmă, venea să râd pentru că mă gândeam, zic, am fost un gunoi de om, n-am făcut nimic bun în lumea asta, în viața asta.
Și nu știam de ce, mă gândeam de ce Dumnezeu mi-a acordat această șansă. Să ajungeți în locul acela? Să ajung în locul, de ce am fost salvat. Știam că am fost salvat, pur și simplu. Eu trebuia să merg în iad. Am fost ridicat în lumină. Când m-am gândit, ce gunoi de om am fost, mi s-au arătat anumite lucruri care au contat în viața mea. Mi-am dat seama că ceva în interiorul meu este bun. Și... Cam ce lucruri au contat? De exemplu, mi-au scris o scrisoare doi bătrânei, care bătrânul avea 86 de ani și ea avea și ea vreo 80 și îi scotea, era, casa era bisericii greco-catolice și îi scotea afară din casă pe bătrâni și mi-a scris o scrisoare și mi-a făcut o casă. A venit salvarea pentru ei. Mi-a făcut o casă frumoasă, i-am îngropat când a murit, prima dată el, după aia i-am îngrijit, am plătit pe cineva să-i îngrijească. Deci am făcut lucrul ăsta, nici eu nu știu de ce n-am făcut, dar n-am făcut. Și iar eram odată, eram la, într-un weekend, eram la Iarbă Verde și era un bătrân care cosea și m-am dus și m-am întrebat dacă mai are o casă și am cosit cu el până s-a terminat lucrul. Și au fost câteva lucruri care au contat. Alea era ceva făcut dintr-o intenție curată, fără niciun gând. Nici, sau câștig. Oamenii nici nu știau, n-am spus la, nu m-am lăudat, n-am spus la nimeni, nici soția nu prea știa de lucrurile astea și am făcut. De exemplu, dacă îmi vinea cineva și îmi cerea ceva, nu prea am refuzat oameni. Șoferul meu umblam ultimul tip de Volvo și eu umblam cu Dacia sau cu... Na, sau dacă mă ruga cineva să-i cumpăr o casă, i-am cumpărat o casă. Fiecare angajat a mea avea apartament. Le cumpăram apartament, îi îmbrăcam, le luam mașină, mă ocupam de oameni. Bineînțeles că erau oameni care trebuia să tacă și atunci trebuia să fie fidel și să execute ordinele întotdeauna și la timp și atunci a costat lucrul ăsta. Dar totdeauna mi-a plăcut să-i plătesc bine pe oameni, să aibă tot ce trebuie, să nu le lipsească nimic, pentru că știam că de aici avem probleme, când omul nu are rezolvat. Dar au fost și lucruri da, a fost din care n-ați câștigat nimic, dar da. Care ați văzut da. Acolo că au valoare. Da, erau lucruri care erau contau mult. Și asta a fost concluzia în experiența aceea că datorită acelor lucruri... Nu, sub nicio formă. Nu știu. Sunt multe întrebări fără răspuns. Nu am răspuns la ele. Nu, asta nu. Ce ați mai văzut sau trăit? Sau cum s-a terminat experiența asta? A fost extraordinar de interesant că când eram mic, bunica am citit din Biblie și spunea cum Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemenarea sa. Și eram mult timp, m-am tot gândit, cum poate să arate ființa aia, știi? Om, creat de Dumnezeu. Și m-am dus ființele alea de lume, m-am dus într-un loc și mi-au arătat, deci, uite, acesta este om făcut de Dumnezeu după chipul și asemenea. Am văzut o ființă atât de frumoasă, perfectă, imobilă, veșnică, de netulburat, de măreție și de o beatitate absolută. O ființă care, eu, o veșnicie aș fi stat să contemplu acea ființă. Atât era de frumoasă. Și chiar m-am uitat ce sex are. Era o ființă de lumină, nu? Iradia o lumină și apropierea de acele ființe de lumină care îmi produceau așa o suferință, adică nu era durere, dar era o durere, era ceva, o beatitudine dusă la extrem, adică simțeai că te descompui. Dragostea aia, bucuria aia, beatitudinea care simțeai în momentul când ele se apropiau, că e prea mult? Era, tot timpul le spuneam să nu se apropie mai mult, pentru eu, bineînțeles, eram o persoană mizerabilă și murdară și nici nu știam de ce rost are, ce căutam eu în locul ăla, pentru că nu trebuia să fiu acolo. Și m-am uitat dacă are ființa aia, dacă are sex și ce sex are. Și mi s-a spus imediat, orice gândeam, mi s-a răspundea imediat, nu trebuia să... Era expus orice gând. Da, da. De-aia m-am gândit, zic, mai trebuie să mă duc curat data viitoare, că aici orice gândesc, ăsta știu imediat. Să vă schimbați gândurile. Da, da, de-aia e bine să știți și inocența și puritatea și curățenia și integritatea înainte de a ajunge acolo. Și mi-a spus, aceasta este o ființă completă, aceasta este o ființă care nu mai caută. Este bărbat și femeie, tot în ea. Nu era luată acea parte, adică care au numit-o femeie, ci era complet. Era Adam și era perfect. Și tot timpul m-am gândit, cum l-a făcut pe Dumnezeu pe om în halul ăsta, dar am avut răspunsul și în Biblie. După ce am studiat Biblie, am aflat că Dumnezeu l-a creat perfect pe om. Numai
omul a păcătuit și de aici și a schimbat chipul. Degradarea și da. Și am văzut raiul sau ce era acolo, era ceva extraordinar de frumos, era un sunet, o melodie extraordinar de frumoasă. Am vrut să văd flori, am văzut un câmp imens cu flori de toate feluri și miroseau extraordinar de frumos. Am vrut să le văd de deasupra, m-am înălțat, am plutit deasupra lor. Deci puteai face cam orice, tot ce doream să împlineam instantaneu. Și am ajuns la o poartă imensă, exact cum e descris în Biblie, era exact ca o perlă, într-o singură bucată. Și m-am dus la acea poartă și am atins-o și s-a deschis. Am crezut că până acolo mi-e permis să merg, dar când am atins poarta, ea s-a deschis. Și înăuntru era ceva splendid. Era tot perfect, imaculat, de frumusețe, totul iradiat. Era extraordinar de frumos. Și când să fac pasul înăuntru, m-am uitat la mine. M-am uitat așa în jos și eram plin de murdărie. Și am zis, cum pot să intru așa murdar aici? Și zic, mă duc undeva să mă spăl și să pot intra aici. Și în momentul când m-am întors, am revenit la viață. Atunci, adică ați văzut morgă? Da. M-am trezit la viață în momentul. Și din momentul ăla, după ce am ieșit din spital, am luat decizia să-L caut pe Dumnezeu. Eram catolic și am lucrat la ea, i-am căutat pe iezuiți atunci, care erau cel mai erudit ordin călugăresc din Biserica Catolică. Vreo 8 ani am fost cu ei și acolo am făcut tot lucrurile murdare. Se lipeau de mine extraordinar treburile astea. Aveam o experiență extraordinară în a rezolva treburile astea mizerabile. Și deci trebuia să luptați în continuare cu ispitele. Da, și am uimitor că am continuat să și beau, știi? Adică făceam eforturi disperate. Mă juram în biserică, mă juram pe 6 luni sau pe un an, dar după aia recuperam, știi? Și nu știam cum să... Nu? După aia am lucrat... m-a retras undeva la țară, într-un loc izolat, acolo unde fac centru acum. Centru pentru foști dependenți. Da, pentru dependenții de alcool și de droguri. Și... Dar în orice caz, când am revenit la viață, Dumnezeu mi-a spus 3 lucruri. Nu știu dacă Dumnezeu, dar mi s-au spus 3 lucruri. Și am primit un cadou, care nu l-am, ceva care n-am avut înainte. Ce-am? Am primit dragoste. am început să iubesc. Când mi-am dat seama ce se întâmplă cu mine, am zis că o să mor de foame de acum. nu mai puteam să... Că nu mai faceți profit deloc. Toate abilitățile mele erau... Nici n-am mai făcut din momentul meu, m-am lenorocit, n-am făcut în afaceri. Toate abilitățile mele au fost compromise și le-am pierdut în clipa aia. Dar am început să iubesc pe oameni și am primit 3 lucruri de făcut. Să mă ocup de oameni care nu se ocupă nimeni, care nimeni nu-i dorește. Aici mă refer la alcoolici, la recidiviști, prostituate, dependenți de droguri, toți acei oameni. Cazurile grele, cele care mai grele. Nu vrea nimeni să aibă de-a face cu ei și nici nu se prea înghesuie nici în ce. Cel mai important lucru... Să lucrez cu ei? Deci să lucrez cu ei, să-mi recunosc păcatul, greșeala mea, să mărturisesc păcatul meu, greșeala mea, și să răspund la ură cu iubire. Dragoste. Astea sunt lucrurile care le-am. Cel mai important a fost să-mi caut abstinența. De-aia m-am retras într-un loc izolat. Am cumpărat un teren acolo, vreo 10 hectare, 10 sau 12 hectare, am cumpărat într-o rezervație de vânători, într-un loc izolat. Am zis că acolo, departe de anturaj, de prieteni, am stat acolo 4 ani. Am muncit, mi-am cumpărat utilaje, am lucrat pământul. Dar un an de zile n-am băut, dar după aceea am început iară să beau. Nu știam cum să scap de chestia asta, de dependența asta de alcool, care mă distrugea pur și simplu. Și a venit cineva la mine și a zis, mă, Raule, uite, te visez de vreo câteva nopți, cunosc un loc în Cluj unde se întâlnesc niște oameni care au un singur scop, să se ajute unii pe alții ca să scape de dependența de alcool. Și așa am intrat, prima dată am mers la un grup de alcoolici anonimi. Era pe strada Nasău numărul 2, era un grup în Cluj. Și după prima participare la grup, a fost ceva uimitor, nu am mai recăzut. Eu n-am mai pus alcool niciodată în gură.
Și ați ajuns după aceea? Deși la ședința aia de acolo mă uitam pe geam și era un bar vis-a-vis și mă gândeam să termin o dată, să mă duc să beau ceva, că eram foarte agitat, nervos cu nervi și toate lucrurile mă nerva și toate lucruri mă nerva. Și când ați terminat întâlnirea totuși? Și am trecut, era un american, Franz Floyd, care el a inițiat aceste grupuri de suport în România, mai ales în Cluj. Și m-a rugat să stau un pic, mi-a adus niște cărți. Era Big Book, Marea Carte, Biblia alcoolicilor. Și am primit cărțile și am trecut peste, pe lângă primul restaurant și n-am intrat. Și așa m-a dus pe jos până în Gheorghean, că stăteam în Gheorghean și mai găsesc eu destule până acolo. Dar m-am dus acasă și n-am intrat nicăieri. Am citit cartea, Marea Carte, până dimineața am citit continuu și în clipa aia n-am mai. L-am întrebat pe domnul ăla, pe Franz Floyd, cum pot să-mi câștig abstinența și cum pot să-mi o păstrez. Și mi-a zis, zice, dacă vrei să-ți câștigi abstinența, participă la cât mai multe întâlniri și să ai o relație cu Dumnezeu, să mergi la o biserică, indiferent unde, dar să... Și dacă vrei să nu recazi, ajută pe altul. Ajută pe altul. Am gândit foarte serios ce am de făcut. Aveam niște afaceri foarte rentabile la ora aia și mă gândeam, dacă am succes, am mai avut succes în domeniul financiar și nu a contat deloc. Adică Pentru că ați ajuns la moarte. Și după mine succesul mă duce, mă face un... Eu zic că am ajuns să fiu mizerabil, o scârbă de o mizerie umană. Și atunci a schimbat cu totul placa. Da, și am zis, nu, vreau să-mi câștig libertatea, pentru că eram robul alcoolului, vreau să-mi câștig libertatea și vreau să ajut alți oameni, exact ceea ce... Ca să accelerăm puțin povestea, ați ajuns chiar și președinte al asociației? Da, am ajuns în câțiva ani, am ajuns președintele, ani de zile am organizat conferințele internaționale ale Alcoolicilor Anonimi aici la Cluj, am primit un suport extraordinar din partea iezuiților și vreo 8 ani am lucrat cu ei și am ajuns președinte pe România ASGA, Asociația Serviciilor Generale ale Alcoolicilor Anonimi și Am devotat acestui lucru, am început să lucrez în penitenciarul de la Gherla. Exact, nu mai avem foarte mult timp și de aceea vreau să ne spuneți ce înseamnă că sunteți voluntar al Rescue, de câtă vreme și ce se întâmplă. Ne-am cunoscut pe Cosmin, care este directorul Fundației Rescue. Cosmin Giurgiu, da. Cosmin Giurgiu și el mi-a oferit, pentru că construisem un centru semi-rezidențial pe strada Tutunului, acum e Petio Fișandor, am primit o casă de la un ordin călugărez în Italia, fapte bene fratelli, și am construit un centru semi-rezidențial care mi-a fost luat de cei care mi l-au dat, mi-a zis să fac pe numele meu, dar am făcut pe numele unei fundații catolice, care după ce am renovat casa, am dotat-o, am zis că plec din țară și mă mai întorc. Și a fost o altă experiență extraordinară, că am plecat, lucram în Italia, lângă Roma, aveam o casă acolo, lucram și eu și soția, deci ne merea foarte bine. Și cum de v-ați întors? Trebuie să ne spuneți foarte repede, pentru că nu mai avem timp mult. Notam în fiecare zi, era un cel mai mare lac din apă dulce din Europa, lacul de Bolsena. Și în fiecare zi notam, câte un kilometru, doi, și la un moment dat am intrat într-o criză pe hipoglicemică și m-am dus la fund. Și în timp ce mă scufundam, mă gândeam că zic, aici adâncă apa, nu mai are probleme soția cu îngroparea. Și o voce mi-a răspuns, zice, dă din mâini și o să ajungi la mal. Adică era greu de notat, era apă dulce și eu nu puteam, de bea puteam să mișc mâna. M-am ridicat la suprafață și parcă cineva m-a împins și am ajuns la mal și am zis, Doamne, de ce mi s-a întâmplat? Păi, ai plecat, ai fugit, du-te, întoarce-te și reați activitatea. Și atunci l-am cunoscut pe Cosmin, el m-a rugat să încep un grup de suport Alcoolici Anonimi și să reîncep activitatea din penitenciar. Și am reluat totul și... De câtă vreme mergeți în penitenciar și cu ce frecvență? Da, merg de 14 ani, 8 ani am fost la Gherla și
și vreo 7 ani la IUD acum. Obiectivul meu e, bineînțeles că în timpul ăsta, tot așa, eram într-o zi în parc, mă gândeam să mă sinucid din nou, că toată lumea zice că e creștin, dar n-au nimic de a face cu lucrul ăsta. Și a venit un om și mă întreba dacă poate să stea de vorbă cu mine, am zis poftiți. Și mă întreba dacă muri astăzi, știi ce se întâmplă cu tine. Zic, nu știu, dar aș dori să cunosc lucrul ăsta. Și așa am primit prima dată o invitație într-o biserică baptistă. Și am participat la biserică, l-am primit pe Domnul Iisus ca Domnul Salvator în viața mea. Am început să studiez Biblia, am făcut Institutul Biblic și am început un program profesional, se cheamă Reformator în Unanimitate, în cadrul Bisericii Baptiste Lumina Evangheliei și așa am început să am o relație personală cu Dumnezeu. Să am o relație, să fiu în familia lui Dumnezeu și să am o relație tată-fiu și să fiu adoptat în familia lui și să devin și eu creștin și am înțeles ce înseamnă să fii creștin. Și am văzut diferența între religie, între religie și credință și între credință și spiritualitate și toate lucrurile astea au avut un impact major asupra mea. Și acum nu fac altceva, exact ca și îndrăgitul din Gadar, pe care Dumnezeu l-a salvat și a izgonit acea legiune de diavol și după ce s-a revenit în fire și s-a îmbrăcat, s-a curățat, s-a dus la Domnul Iisus și a zis, vreau să vin cu tine. Deci nu veni cu mine, du-te și spune și altora ce ți-am făcut eu ție. Eu asta fac acum, spun altora ce mi-a făcut Dumnezeu mie și încerc prin exemplu personal, prin tot ceea ce fac, să ajut cât mai mulți oameni la credință, la Dumnezeu și să-i ajut să iasă din robia dependenței. Care poate fi de orice fel, nu neapărat alcool, cum ați avut dumneavoastră. Sunt multe, multe. Și face ravage acum jocurile de noroc, pornografia. Și în încheiere, pentru că ați spus că ați primit un cadou care atrage atenția oricui, dragostea. Încă ce să facă oamenii să primească așa ceva? Îmi place că în greacă sunt nume specifice pentru fiecare tip de eros, tipuri de dragoste, da. Agape, și e vorba de agape, de nu? Dragoste creștină. Adică da. Acea dăruire binevoitoare, sacrificială de sine în beneficiu altuia, fără gând de a fi răsplătit într-un fel. Adică, și cum să facem să primim asta, cum ați primit-o? Nu se poate decât să avem o relație corectă cu Dumnezeu. Numai Dumnezeu se poate da asta. Exact ca și smerenia și toate roadele Duhului care numai sunt dar. Har. Să începem să măcar să ne-l dorim. Da. Trebuie să primești pe el și el va face acest lucru în viața ta. Simpla dorință este suficientă.